scuze și cu un bagaj de cunoștințe super. Asta încât să-i ajute să ia decizii pe viitor ce vor să facă. Cum să își găsească compania potrivită pentru ei, ce să facă pe mai departe și ce decizii să ia în cariera lor, de ce? Bună, în primul rând. Așteptările sunt să fie un eveniment foarte fain și interactiv pentru toată lumea. Vrem să punem în legătură tineri interesați cu companiile care sunt deschise către o nouă abordare. Pe partea de orientare în carieră, să cunoască mai bine companiile participante și să plece cu o viziune mai clară despre oportunitățile din companiile respective și cam care ar fi opțiunile lor pe viitor. Vreau să vedem că există din partea celor tineri pentru a observa care sunt oportunitățile, nu numai din zona de IT, dar în general oportunități de dezvoltare. Vrem să vedem că își doresc și că sunt dinamici să vor să afle cât mai multe despre piața IT și poate în special despre zona de IT. Obiectivele noastre ca și companie, în primul rând să facem un awareness, să raise awareness pentru cei tineri. De asemenea, să le arătăm că există oportunități foarte, foarte mari de dezvoltare pe zona aceasta de IT security, care este un domeniu ce în ce mai e mai interesant. Sunt ca eu să le explic celorlalți tineri sau studenți de seama cum să își dezvolte abilitățile lor practice astfel încât să reușească să se dezvolte cât mai mult atât pe partea profesională cât și pe partea personală. Sper să le pot împărtăși cât mai multe lucruri legate de acest aspect care să-i ajute în viitor și să-i dezvolte de asemenea și pe ei și să rămână motivați să facă ceea ce le place.